Informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor, PSD tocmai a emis un comunicat de presă în care anunță că a avut suficientă răbdare cu președintele României. Urmează să facem uz de mijloacele legale și constituționale pentru a-l determina pe președintele. Bețenroate este cea mai nouă etichetă pusă lui Klaus Iohannis, însoțită, după cum veți vedea, pe pagina de Facebook a formațiunii și de o grafică în care președintele este asociat la propriu cu o roată în care sunt băgate bețe. Și reiau fragmentul din comunicat: al determina pe președintele bețe în roate să-și respecte obligațiile pe care le are față de lege și față de cetățeni. Klaus Iohannis a arătat astăzi că este cel mai iresponsabil președinte pe care l-a avut România, se arată în comunicat. Nu a venit cu niciun proiect, cu nicio propunere constructivă, cu nimic care să îmbunătățească viața românilor. Este mânat de frustrări personale și nu știe decât să blocheze. Va rămâne în istorie drept președintele bețe în roate, face tot ce poate pentru a bloca PSD să facă investițiile atât de așteptate de cetățeni pe criteriile pe care a respins-o pe Olguța Vasilescu. N-ar fi devenit niciodată președintele României și nici nu ar fi putut ocupa o funcție de ministru. În plus, se contrazice, tot el a semnat cu mâna lui numirea Olguței Vasilescu la Ministerul Muncii, unde a realizat cele mai complexe legi ale acestei guvernări, salarizarea și legea pensiilor. Domnul Mihai Fifor în direct cu noi în aceste momente. Bună ziua, domnule Fifor, sunteți președintele Consiliului Național. Ce înseamnă ceea ce se arată în acest comunicat, că PSD nu mai are răbdare cu președintele și că urmează să luați măsuri în acest sens? Despre ce este vorba? Să rămână înainte de toate și vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a oferit de a intra în legătură directă cu dumneavoastră. Asistăm, așa cum ați sesizat și dumneavoastră, la un nou episod din țopăiala asta, ca să citez un clasic în viață, pe Constituție. Un episod nou din blocada pe care președintele Iohannis o face asupra guvernului PSD-ALDE și nu spun asupra guvernului Dăncilă, pentru că această blocadă a început imediat după preluarea guvernării de către coaliția majoritară și iată, intrăm în al treilea an consecutiv de astfel de șicane, de astfel de modalități prin care se încearcă prin orice mijloc blocarea activității guvernului și punerea în aplicare a programului de guvernare. Un program de guvernare care în ultimă instanță nu face altceva decât să aducă beneficii cetățenilor României. E interesant faptul că rămân în continuare blocate două ministere foarte, foarte importante în ecuația dezvoltării României pe termen scurt, mediu și lung. Nu cred că este întâmplător faptul că este blocat Ministerul Dezvoltării, pentru că, să nu uităm, aici sunt programele cele mai importante pentru dezvoltarea comunităților locale. Știm cu toții că anul 2019 este un an dedicat investițiilor și continuării investițiilor în zona comunităților locale. Dacă anul trecut au fost semnate un număr impresionant de contracte în ceea ce privește PNDL-ul, e bine, 2019 este anul în care ar trebui puse în aplicare aceste contracte și ar trebui să se continue ceea ce noi spunem că ar fi scoaterea României, scoaterea satelor românești din Noroaie. Președintele Iohannis știe foarte... pe președinte că face cu intenție rău nu doar guvernării dumneavoastră, ci duceți direcția așa. Nu e întâmplător, spuneați, că cele două ministere sunt cele blocate. Și ați început să-mi spuneți cât de important este programul de la dezvoltare pentru comunitățile locale. Dumneavoastră spuneți că președintele sabotează, domnule Fifor? Sunt două variante, doamna Zanfir. Eu nu cred că președintele nu știe ce face. Președintele este în campanie electorală, cum însăși domnia sa a precizat încă de la începutul anului, este în campanie electorală, își dorește un nou mandat. Problema este modul în care se face această campanie electorală, trecând peste orice ar însemna până la urmă interesul românilor. Nu are decât să facă această campanie electorală, dar nu în detrimentul cetățenilor României. Am pus această întrebare explicită, dacă l-a acuzat de sabotaj, pentru că doamna Vasilescu este cea care confirma serile trecute că va fi pus sub acuzare președintele României pentru înaltă trădare.
L-am auzit pe Liviu Dragnea cerând explicit finalizarea acelui document care să declanșeze demersul cu privire la punerea sub acuzare a președintelui României. În acest comunicat de astăzi se arată că veți utiliza de toate mijloacele legale și constituționale. Care sunt acestea, domnule Fifor? În dezbaterea publică sunt cel puțin trei. Și punerea sub acuzare și sesizarea curții și acea ordonanță prin care să-i se dea un termen președintelui pentru aceste numiri. Eu nu am niciun fel de îndoială că ne vom reuni și vom stabili exact care sunt căile de urmat, pentru că, într-adevăr, răbdarea noastră a ajuns la sfârșit. Nu cred că cineva ne mai poate acuza vreodată că am încercat să facem lucruri care să nu fie în favoarea cetățenilor României sau chiar a României, sau că nu am avut răbdare cu președintele Iohannis. Haideți să ne gândim numai un lucru. Chiar ieri, premierul Dăncilă încerca încă o dată o cale de dialog interinstituțional, în dialog corect, civilizat cu președintele statului, solicitându-i să deblocheze situația de la cele două ministere extrem de importante pentru România, mai ales în anul în care noi deținem președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, în momente jenante, deci să nu recunoaștem atunci când miniștrii de la cele două portofolii foarte importante nu pot coordona lucrurile pe care ar trebui să le coordoneze la Bruxelles, alături de toți ceilalți colegi din executiv. Așa că, mulțumesc, repet, domnule Fifor. Vă propun să ne reauzim în partea a doua, obiectiv, pe acest subiect. Vă mulțumesc pentru intervenția acum și luăm o...